Oh.
Bună seara, uite că am venit la ora 7 să vă spunem bună seara. Facem un experiment în seara să vedem dacă e mai bună ora asta, dacă e mai bună 6, 8, 8 jumate. Pentru că de săptămâna viitoare o să facem doar de 3 ori, să zicem, pe săptămână. Și aș vrea să știu... Salut, Marius, poți să intri? Sigur că da, nicio problemă. Aș vrea să intru, să facem de 3 ori pe săptămână și aș vrea să știu care este o oră la care ați putea cât mai mulți dintre voi să fiți împreună cu noi. Bună, Erica, salut, Justin. Vreau să lămurim o chestiune. Am văzut că astăzi au început să sune de la Mediafax, de la România TV. Stați puțin să salut pe prietenul și fratele meu, Robert. Te pupă, tata. Vă pup. Mă, vreau să încep. Spuneai tu ceva? Da, scuze. Da, vreau să le spun că Bodo e bine și pentru că au sunat tot felul de agenții Mediafax și mai departe și vreau să îi asigur și pe ei, ori au văzut aseară, ori nu știu cum a apărut știrea asta. Cert este că Bodo e ok, a ieșit din spital. Nu am mai fost nevoie să-i pună stentul. Bună, Doina, bună, Ralu. Ideea al patrulea stent și vreau să spun că n-a fost o intervenție, nu l-a operat, că au scris în ziare că a fost operat de urgență. N-a fost operat de urgență, i s-a făcut o analize, i s-au făcut niște proceduri, printre care și o coronarografie, parcă, sau angiografie, nu știu cum se numește, sau să pun împreună și care fac să au reușit cu ajutorul acestei proceduri să-i pună 3 stenturi. Deci el este bine. A ieșit din spital, cred că deja e în drum spre Dobrești, împreună cu Loredana. Dacă o să poată să intre, o să poată să intre. Dacă nu, ne vedem luni. Însă asta vreau să spun, că e totul ok. Gata, spune. Bună, Carolina. Super. Bună. Măi, aseară vreau să-mi cer scuze public. Eram foarte supărat. Te rog, vezi că ai grijă de... Ai ceva cu... Da. M-a auzit? Nu, dar e o fâșială, da, gata. Așa. Și ieri am vorbit urât. Ieri am vorbit urât și îmi cer scuze. Nu o să mai fac. Mai aveam și tricou cu pe mine, știi? Da. Care m-a etichetat beton. Da. Am fost prins asupra faptului. Nu, eram foarte supărat și nu o să mai... Am mai luat eu din microfon, nu s-a auzit chiar tot, așa că... Da? Da, e bună intervenția, bună scuza. E bine să ne cerem scuze atunci când greșim și să mergem mai departe. Nimeni nu este fără de greșeală, scuze pentru așa. Mă bucur că ne-am văzut iarăși. Uite că și ora 7 este o oră bunicică. Acum încet lucrurile, cel puțin pentru perioada următoare, vor intra în normal. Oamenii or să înceapă să meargă la servici. De aia aș fi vrut. Bună, Bea. Ce să facem? Uite aici, Robert mănâncă niște alune, semințe, nu știu ce mănâncă. Eu sunt cu voi, eu sunt master of puppets, sau cum se zice, cu microfoane, cu piese, cu pus. Stai că uite, vrea să ne spună Ionel ceva, dar nu știu de ce și Alex Doicaru și Marius Ionel nu se conectează. Mai încercați o dată, vă rog. Uite, îi dau eu afară, kick from studio și să intre din nou pe link. Mă bucur că Bodo este... Uite că Liviu a reușit. Liviu a reușit, mă, Liviu are iarba linkurilor. Știi cum e asta? Stai, da, pic. Ia zi. Acum e bine. Intrare separată în Olimp. Aia e, da. Da. Poți să izbucnesc așa cu o chestie foarte mult, îl iubesc pe fratele Robert. Poți să-i spui tu, lui fratele Robert, că îl iubesc foarte mult. Păi da, poți să-i spui. Știi care e chestiunea, exact cum ai spus tu, nu contează de câte ori cazi, contează de câte ori te ridici și contează să o faci așa bărbătește. Respect. Da, mulțumesc. Deci, da, nu să mulțumești, frate, e minunat, așa, asta e viața, așa e frumos, să ai tupeu și să poți să vii și să spui, nu am comis sau.
Gata. Da. Asta nu să zic. Mai mult de aia. Merge mai departe. Nu, bineînțeles că nu de aia, dar asta a fost așa ca o zidire pentru Robert. Da, dacă mai zici a treia oară te iubesc, Robert, o să mă simt gelos. Oricum mai mult vorbesc cu tine. Da. Da. Bine. Vreau să pun o piesă pe care nu știu unde e Dan Bidman. Fii atent ce mă întreabă Iulian, deci asta e genială. Justin Fortnite, cred că este un copil. Da. O fi vreun prieten de alomatic. Și că unde este Dan Bidman? Da, e la el acasă, nu știu unde. În altă, da. Tu, în altă combinație. Vreau să pun o piesă pe care nu știu, cred că am pus-o singură dată în varianta asta de clip. Și atunci când am pus-o, cred că era... Mamă, mai mult, Robert. Robert, de la tine ai ceva la... Schimbă-ți casca, e stricată, e ceva. Nu, de la el. Sau de la mine. Cum ar fi să fie de la mine? Ar fi foarte tare. Da. Ar fi tare să fie de la tine. Cum ar fi? Da. Marius, tot nu te poți conecta. Mă rog, până una alta să pun piesa și după aia revenim. Aproape de perna mea am găsit urma chipului ei. S-ar putea, îmi spune cineva, s-o găsesc și pe ea. Oricum, ea nu e departe, am s-o caut și am s-o găsesc. Am s-o întreb, de ce iubita mea mi-ai furat, mi-ai furat inima, mi-ai luat inima și-ai plecat. Nici măcar nu m-ai întrebat. De-acum toată viața am să te aștept. Mi-ai luat inima și-ai plecat. Nici măcar nu m-ai întrebat. De-acum toată viața am să te aștept. Undeva, aproape de strada mea, am găsit urma pașilor ei. S-ar putea, îmi spune cineva, s-o găsesc și pe ea. Oricum, ea nu e departe, am s-o caut și am s-o găsesc. Am s-o întreb, de ce iubita mea mi-ai furat, mi-ai furat inima, mi-ai luat inima și-ai plecat. Nici măcar nu m-ai întrebat. De-acum toată viața am să te aștept. Mi-ai luat inima și-ai plecat. Nici măcar nu m-ai întrebat. De-acum toată viața am să te aștept. Oricum, ea nu e departe, am s-o caut și-am s-o găsesc. Am s-o întreb, de ce iubita mea mi-ai furat, mi-ai furat inima, mi-ai luat inima. Nici măcar nu mai
cântreba. De-acum toată viața am să ne aștept. Mi-a luat inima, mi-a luat inima. De-acum toată viața am să ne aștept. Am să ne aștept. Te pupăm, Bodo! Salutare, Crească. Tatăl meu! Uite, are... Și noi pe voi vă pupăm! Are posturi de prin spate, de copii mici. Ce să facă copiii? Ziua 1, ziua 2... Astea sunt toate scrisorelele de la școala româno-finlandeză, Dragoș. Da, da. Mi-aduc aminte acum, că astea nu știu ce an a fost. De ziua mea, primită de la școala româno-finlandeză. Este minune și aici le citi atunci. A fost foarte tare. Cu gânduri frumoase de la copii buni de la școala româno-finlandeză. Genial. Asta e din București? Da. Și aveți legături cu ei? Ați crescut? Păi copiii au fost ai mei până la un moment dat. Ce tare. Până la un moment dat. Așa până mă bucur că te văd. Mă bucur tare mult că te văd, Bodo. Îți spuneam că multă... Deci mă bucur și eu, înțeleg că mi-ai spus că te bucur că mă vezi și eu mă bucur să vă văd. Am o conexiune absolut îngrozitor de slabă aici la București și nu știu cât o să stau, pentru că deja o încerc și pe Wi-Fi și pe telefon, pe Vodafone, nu reușesc să vorbesc foarte bine cu voi. Sau să auzi, vă ascult bine. Nu contează cât o să... Nu contează cât o să stai. Și îmi place ideea asta cu ora 7. Asta nu să spun, că important este că oamenii văd că ești sănătos, că ești ok și se bucură pentru tine. Yes. Si? Salut, Marius! Corect. Salut, Marius, ne auzi? Deci nu înțeleg ce spui, îmi pare rău. Mi-e foarte greu. Păi, a spus că, nu știu, trebuie să scriu cumva. Scrie și da. Postează propriul tău mesaj, știi? Da. Deci, nu, hai ziceți voi că eu nu pot să și scriu, nu sunt chiar așa scriu de motivat. Scriu eu, vorbește cu Marius și scriu eu. Da, te rog. Salut, Marius! Acum. Marius, ne auzi? De la... Marius! Salut, Marius! Marius, este incredibil, nu se aude nimic. Da, a ieșit și Bodo. Bodo are o conexiune, nu știu ce se întâmplă în piper acolo, cred că i-a luat ăștia conexiune. Dar fii atent, îmi spune Iustin. Nu, scrie, dar îl postez mai încolo. Puteți să puneți n-ai de ce să pleci? Păi în ce piesă e asta n-ai de ce să pleci? Că nu știu. N-ai de ce să pleci. E Dan Bidan și cu Dan Teodorescu. Sunt cei doi Dan. Da? Asta o cântă? Păi da. Nu putem să o punem pentru că e a lor. Trebuie să le rogi pe ei să o pună. Da. Ce ai făcut, domnul Liviu? Este frig la voi acolo de ai... E răcoare la noi în casă de obicei. Și cum stăm toată noaptea cu geamul deschis la temperaturi de 7-10 grade, nu se găsește niciodată. Deci tu vezi cât de bronzat sunt? Ia uite ce roșu sunt. Deci astăzi am stat la plajă pe terasă toată ziua. A dat la pește de pe terasă. Nu, că cu peștele Bodo e responsabil. Vreau să spun despre piesa asta, mi-a luat inima, că ăsta a fost unul dintre primele noastre clipuri și a fost foarte... mi-a plăcut reacția lui Bea, ci că... Vai, Robert, ce tânăr erai și da. Dragoș, ce slăbuț erai. Adică eram bătrân și slăbuț, sau cum, că nu înțeleg. Da. Filip, deci eram așa de tânăr că acum nu vrea să mă mai asigure nimeni. În ce țară ești? În țara Cluj. În țara... În Transilvania.
Cartea lui. Da. Da. Asta vreau să zic. Da, deci clipul ăsta a fost făcut printre primele. Regizorul a fost Lulu Del Hilerin, parcă, dacă nu mă înșel. Și au fost filmat așa într-o locație. Noi repetam acolo unde am cântat. Era o fostă cantină studențească, dezafectată. Și noi ne trebuia un loc în care să găsim asta, praf, cum zice, că povestea clipului, păienjen, da, povestea clipului, nu știu dacă s-a înțeles, dar este o spooky, da. E o fată care era fan și ne urmărea pe noi, știi, să vadă unde cântăm și unde mergem și nu știu ce. Și ne-a tot urmărit până când ne-a văzut că eram acolo, cântam și a venit și ea făcea notițe pentru că era foarte îndrăgostită de că asta mai este senzația clipului, știi, mi-a luat inima și ai plecat, că noi na. Știi? Și a fost primul nostru contact cu regia de film, eram toți patru într-o mașină, era iarnă, că era frig afară. După cum ai văzut la început, după cum s-a văzut, eram îmbrăcați în haine. Ne-a dat cineva o mașină, nu mai țin mintea cu era. Am ieșit, locul ăla de unde am ieșit era curtea, era fostul studio al lui Vița de Vie. Și ne-am urcat în mașina aia și am plecat spre Bragadirul pentru cine e prin București, că voi nu știți pe acolo așa. Și a găsit o casă de asta părăsită, spooky, unde tot așa și noi ne opream, fata asta ne urmărea cu mașina și noi ne opream cu microbuzul ăsta sau era van de fapt, nu era microbuz, era o mașină americană. Ah, nu era lui Dănescu, Robert? Nu. Pentru că da, cu era că era cineva care avea acces la chestia asta, că era când l-am făcut în 90 în 2, nu, în 2000 în 99-2000 l-am făcut, când era de-abia intraseră mașini, nu erau multe mașini așa ficioase. Nu știu, dar știu că nu m-a mai urmărit o fată de foarte multă vreme, înțelegi? Da, și dacă mă urmărește, da. Ea clar e polițistă, vrea să mă amendeze. Polițistă sanitară? Da. A. Polițistă sanitară. Da. Și... cum spuneam, astăzi au sunat o grămadă de la Mediafax, de la România TV, de la nu mai știu de încă cineva, că să știe ce-i cu Bodo, dacă care este starea lui și nu știu ce. Și zic, dom'le, dar cum e că au preluat toți o știre de la Antena 3, nu știu de unde a luat-o Antena 3. Așa? Și au scris-o pe asta cu că a suferit o operație și a făcut un infarct și a operat. Și după aia Bodo chiar explică, adică este... cum să spun, explică ce s-a întâmplat, dar ei au pus tot, au lăsat tot pe asta cu a fost operat de urgență, știi? Dar el nu a fost operat, a fost o procedură medicală. Mă rog. Eu am apreciat tare mult faptul că voi ca trupă l-ați protejat și practic n-a știut nimeni până după, când era acasă, pentru că cred că nu avea nevoie de... Păi nu, dai seama că normal, l-ar fi sunat toți, da, da. Păi, da. Normal. Nu, și de altfel, chiar și când am vorbit despre asta, l-am întrebat dacă vrea să vorbim, pentru că asta este o chestie privată, a lui, nu, dacă... Nu. Foarte fain. Nu ne folosim de chestiile astea ca să obținem audiență sau publicitate, nu ne interesează lucrul ăsta. Deci, oricum media, cu excepția celor care fac entertainer, da. Sistem, cum zicem noi. Da, pe adică sistem. Emisiunile astea care cum sunt Răzvan și Dani, Teo și așa, adică de show, media în general ca știri și ca asta a devenit o mocirlă. Înțelegi? Un virus. Da. Nu poți să-i suferi. Un COVID. Și am mai zis odată și am zis că trebuie să mă vorbesc frumos și eu dacă am zis, așa o să fac, că îi mulțumesc lui Dumnezeu că noi nu mai avem nevoie acum să fim disperați să mergem de popularitatea asta mediatică, că o să fim, nu o să mai fim siliți să mergem atât de des și în locuri în care nu ne place. Vom putea să discernem unde mergem și unde nu și să alegem. Da. Înțelegi? Da. Ai văzut că... Prea urât ce au făcut acum în perioada asta. Zi. Am vrut să întreb pe Liviu, ai văzut că au făcut, că o să se țină tiful până la urmă la voi? Da? Nu am niciun update, dar da, astăzi a fost știrea. Cât pui piesa caut. Da. Se ține la voi, o să fie niște două, trei locații, două sunt sigure, două piețe de la voi și
încă, așa, nu se știe încă cu sălile ce o să fie, dar bine, și festivitatea de deschidere în piața nu știu care. Piața Unirii, ca de obicei. Da. În rest, toate celelalte, o să fie un acces limitat, n-au spus încă, dar o să fie un acces limitat. Păi unde ați cântat voi când ați fost la Târgu de Crăciun? Limitat? Vorbesc ca sumă. Nu știu, 500, 1000. Acum. Cine îmi deschide calea norilor, mă însoțește-n gând pe drumul lung. Cine îmi șoptește taina florilor, cine mă așteaptă-n brac când am să ajung. Numai tu mă faci să-mi doresc să ajung acasă și să te iubesc. Toate stelele întâlnite ieri în calea mea mi-au trimis în suflet azi iubirea ta. Numai tu mi-aduci lumina toată viața. Tu ești împlinirea mea. Cine îmi citește cartea viselor, cum se împlinește vraja lor? Cine-mi a deschis fereastra zorilor? Cine stă mereu cu mine când mi-e dor? Numai tu mă faci să-mi doresc să ajung acasă și să te iubesc. Toate stelele întâlnite ieri în calea mea mi-au trimis în suflet azi iubirea ta. Numai tu mi-aduci lumina toată viața. Tu ești împlinirea mea. Dacă-n drumul meu se adună norii negri de furtună, știu că lângă mine tu vei fi. Toate stelele întâlnite ieri în calea mea mi-au trimis în suflet azi iubirea ta. Numai tu mi-aduci lumina toată viața. Tu ești împlinirea. Da, salut Marius. Ne auzi? Dacă ne auzi, trebuie să-ți deschizi microfonul, că este închis microfonul tău. Auzi? Da. Ce mișto a zis Bea, adică ce viorile sună foarte frumos. Păi normal că sunt cântate de 20 de indivizi acolo, știi? Da, exact. Marius, ne auzi? Nu ne auzi. Da, foarte frumoasă piesa. Tu știi, nu știu dacă ai auzit povestea, că a fost viorile au fost făcute de Raymond. Da, și domnul a dirijat fără să aibă decât click în urechi. Nu a avut niciun negativ, ăia n-au avut niciun click, n-au avut nimic, au fost numai la bagheta lui Raymond. Foarte tare. Bine, foarte și tare. Și ce a cântat? Nu. N-a fost cu tobă. Asta ce am făcut noi, ce ai auzit tu ritmul pe spate, a fost pus ulterior, pentru că am vrut să fie puțin mai pentru varianta pentru radio, să fie puțin mai
știi? Altfel era puțin pe disc e clasică, știi? Pentru videoclip a fost pusă chestia asta. Pentru că m-am inspirat de la, nu pot să nu zic asta, m-am inspirat de la One Republic, de la It's Easy, It's Too Late to Apologize, știi? Mm-hmm. One Republic. Și am zis, bă, vreau să facem așa, pentru că o să fie mai bine pentru clip și pentru radio. Și așa s-a întâmplat. Deci nu a fost nici măcar un cinel, nici o ramă, nimic. Lupul ăsta a fost pus după. Asta înseamnă că a fost chiar bine. Foarte bun, făcută. Foarte bun, dirijată, da, foarte bine. Aia au fost, îți dai seama că era orchestra radio, care sunt foarte mulți muzicanți, oricum sunt răutăcioși cu aia care cineva face nenorociri. Eu nu fac nimic, deci nu se mișcă nimic la mine. Cum se simte bine? Bodo se simte bine. Nu știu, cineva, nu știu, ăștia, zi. Ochii albaștri. Iată, da. Alo, bună seara, Radio Muzică de... Aș avea o preferință. Dacă se poate, Proconsul cu povestea noastră sau altceva, sau orice doriți dumneavoastră, cu dedicație pentru toți ascultătorii post. Da, orice doresc eu o să fie următoarea piesă. Din fonoteca de aur a formației Proconsul. Da. Dar voi auziți și audio? Adică fâșierile astea sau mai eu le auzi? Da, da, nu e de la noi, îți spun sigur. Păi nu, eu vă întreb doar dacă le auziți, nu v-am acuzat. Da, le auzim. Acum nu te mai pe tine, Liviu. Pe tine nu te auzi. Ia vezi, acum? E de la internet, oare? Da, da, de la internet sau de la geacul de la căști? Îl verificăm când... Când le pun piesa. Uite, o pun chiar acum. Ca să avem un... Dragii noștri prieteni, când te costă costa, este compus muzică și text, de Mihai Alexandru. A trecut atâta timp, nu mai știu ce să mai simt. Amintirea mea te doare. Când vorbim la telefon, simt că plâng și ți-este dor. Amintirea mea te doare. Cazi când ador, te sărut atâtea ori în somn. Nu mă-ntreabă nimeni cum mă simt, ci iar mă mint. Tot încerc mereu să pot uita chipul tău și amintirea ta. Nu mă-ntreabă nimeni cum mă simt, ci iar mă mint. Soarele va fi acolo, unde știi bine, nu te oprește să vii. Cine poate ști când vei veni? Vreau atât de mult să știi cât te pot iubi. Bine, nu te oprește să vii. Într-o noapte de culori, ce-am simțit și n-am putut să-ți arăt de la început. Timpul l-a ascuns bine. Doar o parte dintre ele, cerul s-are umple de stele. Te cuprind în brațe când ador, te sărut atâtea ori în somn. Nu mă întreabă nimeni cum mă simt, ci iar mă mint. Încerc mereu să mă uita chipul meu și amintirea ta. Nu mă întreabă nimeni cum mă simt, ci iar mă mint. Soarele va fi acolo, unde știi,
să știi cât te pot iubi. Nimeni nu dorește să vii. Soarele va fi acolo unde știi ce să vii. Vreau atât de mult să știi cât te pot iubi. Nimeni nu dorește să vii. Soarele că plâng în brațe când ador, te sărut atât de acolo în somn. Nu mă vreau nimeni cum mă simt. Vreau atât de mult să pot uita chipul tău și amintirea ta. Nu mă vreau nimeni cum mă simt. Soarele va fi acolo unde știi va fi. Da, chiar că. Oare de la mine? Poți să vă spun eu cum se numește piesa? Da. Cum se numește piesa asta care a fost? Alcoolul unde știi. Ați avut probleme în live, nu? Ceva s-a întâmplat sau nu? Da, nu știu, că e probabil că tot timpul în live sunt probleme. Nu, dar era, cred că era o cântare la Hard Rock Cafe, dacă nu mă înșel. Și era o cântare aniversară și noi tot timpul la cântările aniversare repetăm cu doar 3-4 zile înainte și normal că un volum de 20 de piese nu sunt chiar așa de bine pregătite. Asta este, cum se zice, blestemul formației Proconsul, să nu ne pregătim nici. A fost, dar numai noi știm, da. Păi bine deci, că nu mai știți. Da. Auzi că ești fan, Robert. Da. Auzi? Da. Gagii au vrut să mă trimită la canal. Bună, Elena. Când pe tine? Eram în clasa a 12-a, da. Că mulți n-au mai terminat, mă rog, și i-a trimis vreo 6 luni la canal. Te-ai luat după media de la purtare. Aveai medie proastă la purtare, nu contează cât de bine învățai, adică nu conta. După purtare te lua și te trimitea la canal. Și acolo la canal, îți dai seama cam ce muncă s-a făcut, unii au și murit. Era un fel de, nu știu cum să zic, așa, de lagăr de exterminare. Și am fost anunțat că trebuie să plec și eu la canal. Și eu n-am plecat. Am mers pe încredere. Așa. Și încă, și eram în sala de festivități tot timpul. Era undeva la subsol, o sală de festivități mică, la Neculce acolo. Și eram cu frățiorii mei și cu prietenarii. Așa. Și cântam tot timpul. La pian, știi? Cântam tot felul de piese, eram așa într-un mod bun și aveam o sticlă de coniac Always băgată în capacul de la pian, din spate, înțelegi? Deci Always înseamnă că o aveai întotdeauna, nu că se numea ea Always, ca să pentru cine nu știe. Always, da. O aveam întotdeauna. Adică o aveai întotdeauna, da. Eu eram deja din poziția de infractor, că îți dai seama, nu am plecat nici la canal și nu eram nici la ore și eram la sala de festivități cu o sticlă de coniac în spate. Așa, Always și cu prietenii. Și treaba era că eu eram prieten foarte bun cu copilul, băiatul directorului nostru de la Neculce. Deci tot copile, vezi, de-aia a ajuns seara asta așa, da. Din cauza piloșilor. Și între timp am auzit că am fost scăpat, s-a vorbit la un nivel foarte așa, brigada respectivă de colegi plecase. Eu eram în sala de festivități, mă aflam în sala de festivități, timp în care a venit directorul, a zis pe loc repaus, noi ne-a ridicat în picioare pe loc repaus, cântați. A desfăcut capacul din spate de la pian și a pus într-un păcărel din coniacul nostru, l-a pus la loc, deci, a închis capacul locul. Deci omul știa locul. Deci nu că nu ne-a zis nimica, știa locul că lua și el de acolo. Înțelegi? Poate de-aia direct, poți iertat. Păi, da. Normal. Poate de aia te-ai uitat, Robert. Nu, că s-a vorbit la un nivel foarte... Păi nu, mă, dacă el știa pe șoricică, toată lumea merge pe mâna lui Robert. El știe pe șoricică. Știa pe toți, mă. Pe toți, mă, inspectorii școlari. Eu ți-am spus. Pe toți inspectorii școlari. Știi? Da. Ăștia care am fost mai defavorizați, am rămas aici, în București, am făcut și noi ce am putut. Na.
Eu știu că noi când a terminat liceul, a fost primul an în care s-au dat repartiții guvernamentale pe baza mediilor de la bacalaureat. Și tot ce a fost sub 780 au plecat nu la canal, ci la mină, direct, în Rovinar, Petroșani, tot ce era, pentru că era liceu industrial cu profil de prelucrător prin așchiere. Și deci tot ce era sub 780 media generală la bacalaureat era pleca la mină. Și acolo trebuia să stai minim 3 luni sau să faci cumva să-ți dea negația aia că n-au nevoie de tine și atunci puteai să te întorci. Era ca la facultate când termineai facultatea. Deci repartiții guvernamental. Și eu când am terminat liceul am avut 8.20, nu 7.80, am avut 8.20 la bacalaureat. Așa, și mi-a dat repartiție la IMUC, care era o întreprindere mecanică de utilaj chimic. Și 3 luni de zile, de la septembrie până mi-am amânasem armata, că n-am fost la, n-am intrat la facultate din primul an, dădusem la TCM, ce să mă fac eu inginer, îți dai seama, inginer. Nu că inginer ar fi rău, dar nu era în înclinațiile mele, în aptitudine, în talentul pe care îl primisem eu. Și mi-am amânat armata tot din cauza că s-a vorbit la un nivel înalt să-mi amân armata. Și m-am dus la fabrică, fraților, și am lucrat 3 luni de zile la ucenic, la un maestru la strung. Păi da, meritocrație, uite, eu am fost meritocrat, uite ce spune. Așa, eu eram la strung, meritocrat, eram mare meritocrat. Da. Și m-am lucrat, fii atent, mă duceam, trebuia să învăț pentru că examenul de admitere era în iulie, atunci când era de examen. Și eu trebuia să învăț din septembrie până în iunie să dau admitere din nou la facultate la TCM. Și după 3 luni de lucrat la IMUC, în care când veneam acasă, lucram în 3 schimburi. Schimbul 1, schimbul 2 și schimbul 3. Unul de la 6 la 2, 2 era de la 3 la 10 și schimbul ăla la noaptea, da. Și vreau să spun că după, în decembrie, când s-a luat vacanța, cum ar veni, când s-a luat concediu de Crăciun, de sărbători, i-am zis lui taică-miu că nu mai vreau să dau la nicio facultate și că mai bine mă duc în armată decât să mai stau la strung acolo. Și taică-miu tot așa a vorbit la nivel înalt și am făcut armata la pompieri în București. Sunt strungar, frate. Frate Filip, sunt strungar de calificare. Bine, între timp am făcut o facultate, dar asta ce mai contează? Și eu sunt electrician auto. Da. Elena zice că eu știu de bielă manivelă. Da, bielă manivelă, nu știu la ce o fi, nici, că nu mai știu nici. Bielă manivelă e la mașină, nu? Cu Robert, da, în zonă. Cu Robert trebuie să vorbim, da. Fii atent. Și deci m-am dus în armată. Și bineînțeles că din septembrie până în decembrie îmi crescuse și mie părul, nu? Adică părul crește, că eram tânăr, nu ca acum, da? Și atunci începuse puțin să se mai democratizeze armata, că era în anul 1988. Și oricum începuseră să fie, da, 89. La ianuarie 89. Și ce fac? Mă mai tun la chelie? Că la armată așa era, te tundeai la chelie, asta era faza, te tundeai zero, te tundeai oricum. Și taică-miu l-a întrebat pe comandantul de grupului de pompieri pe țară, că eu acolo, dacă la nivel înalt, da, vrea să fiu la pompieri, că era o unitate militară care după ce depuneam jurământul, ar fi trebuit să mă duc să fiu la fanfara de pompieri ca să fiu cu muzicieni, știi, că era ansamblu armatei. Și la MEI, pentru că pompierii aparțineau de Ministerul de Interne, era fanfara de pompieri, de la grupul de pompieri, nu știu care. Și, dar trebuia să stau o lună până depuneam jurământul, că n-aveam voie să mă duc direct. Dar taică m-a întrebat, domne, mai trebuie să-l mai tund, să-l tund la chelie? Și eu le-a zis, nu, toașu, coronele, nu, cum, nu suntem, noi nu mai tundem acum, sunt alte vremuri, alte. Și să se tundă așa, să fie, să nu fie cu părul lung, fie scurt așa, să fie civilizat și nu este nicio problemă. Bine, m-am dus eu cu o zi înainte. Dimineața m-am dus cu taică-miu, eram îmbrăcat în uniformă, nu știu ce, era iarnă, ianuarie, să dai seama, la corporare. Am făcut la, deci unitatea mea era la Obor, acolo la Gara d'Est, nu știu dacă ați trecut vreodată pe acolo. Și mi-am luat la revedere la taică-miu cu lacrimi în ochi. Dă seama, eu plecam în București, adică nu eram la gara, mă duceam și eu, taică-miu. De cum se zice, la serviciu, mă duceam în București la unitate militară. Și cu lacrimi în ochi m-am luat baliza de
de lemn cu efectele mele și m-am intrat pe ușa așa. Și când am intrat acolo, am zis: și acum unde mergem? Și păi în stânga la tuns și în dreapta la Vista Medical. Și eu am zis: cum adică la tuns, că eu m-am tuns? Ce, nu, nu, la tuns. Și m-a dus acolo și m-am intrat, m-a pus pe scaun și zâng, 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 m-a făcut zero în cap. Și apoi mi-a dat niște haine de... Deci îmi pare rău că nu mai am pozele, nu mai am, că aș fi pus. Cred că am avut o singură poză, m-am dus și m-am uitat în oglindă în spălător acolo și aveam o față, eram cu căciulă de aia de... care era oricum mică, nu, mare, pardon, era foarte mare, că când ești pufan, când intri în, nu știu, tu n-ai făcut, ai făcut armata în Liviu? Nu. Când te duci în armată, bine. Era înainte, da, era o bătaie de joc. Prima uniformă era oricum ori mică, ori mare, adică nu era nimic pe măsura ta, totul era de la utilizate, da, le-a îngrozitoare, rotocite, bocanci îngrozitoare. După aia, pe măsură ce înaintai în grad și nu știu ce, atunci căpătai drepturi, vorbeai cu magazionerul să-ți dea o treabă, să faci. Și m-am dus și m-am uitat, frate, în oglindă și eram cu urechile așa, uite așa, stai să văd să stau, uite așa eram cu cure, stai să se vadă mai bine, nu știu ce parte. Așa, o căciulă foarte mare pe cap, cu niște hăinuțe care erau mici și cu niște bocanci care erau oricum un număr mai mare. Și îmi venea să plâng de nervi, înțelegi? Dar, ca să vezi că Dumnezeu a avut grijă de mine și acolo, sau începând de acolo, dar nu de începând, că și după aia și înainte, după aia o să-mi sunt povești multe. Când am intrat în dormitor, să ne fiecare să ne ducem la patul respectiv, exact în patul care era liber, lângă mine era un tip, un macedon din Obor, din București, fost ospătar, care deja era ciclul 2, era caporal, și care în momentul în care am intrat noi toți pufani, a zis: cine este din București? Și eu zice, am zis: eu. Și că bine, tu stai lângă mine aici. Ai lângă mine. Ai lângă mine, greu. Da. Și cât am stat lângă el, n-am avut nicio problemă. Și mulgeau ăia părul din cap, cum zice, caporalii, fruntași și oricine, că ăla nu, ăla era foarte influent și era și zmardoi așa, era un băiat foarte șmecher macedon, ospătară, îți dai seama. El a plecat, dar singura problemă era că pleca seara. El la ora, că stătea și foarte aproape acolo de Bobor, și la ora, după ce se făcea raportul pe unitate, pe companie, el pleca acasă. Nu avea bile de voie de fiecare dată, dar oricum nu conta, că el era spre liberare, ca să zic așa. Și asta era, mă lăsa singur, dar el lăsa vorbă: băi, vezi, să aveți grijă de ăla, nu știu ce, că e protejatul meu, nu știu cum. Și asta era problema cu armata, că dacă nimerai pe și ăia care erau din satul mare, din Baia Mare, și mai ales dacă erau și unguroi, mamă, deci avea o boală pe oricine venea de peste, de din regat, și ăla trebuia să fie răcorit, să spele rufe, să curețe cu periuța pe jos, să facă, te punea să desfunzi cuveta cu șiretul de la bocanci. Adică multe de astea, știi, s-au făcut. Dar asta spun, am avut faza asta că Dumnezeu m-a ajutat și nu n-am, după aia am devenit furierul comandantului și din momentul ăla viața mea a fost, am făcut o armată de luni până vineri, de la ora 7 la ora 3, și care sâmbătă și duminică eram liber. Asta a fost armata mea. Doar din cauza că s-a vorbit de sus, cum spunea Robert. La un nivel foarte înalt. Nu te auzim. Pe mine m-a păzit acum. Dumnezeu. Total. A, tu n-ai făcut armată. Total. Foarte bine a fost. Dragilor, da, în 5 minute intru într-o conferință. Vorbire. Bine. O să țin un ochi către voi. Cu voi, peste voi, cum vreți voi, dar n-am putut să nu intru. Mă bucur că l-am văzut pe Bodo și că e sănătos. Ne rugăm pentru el și ne rugăm pentru voi. Mulțumim. Aveți grijă de voi și țin... I'm watching you. Pe curând, dragilor. Te pupăm, pa, pa. Te pupăm. Pa. E binecuvântat, pa. Și voi. Sub valuri, pe obraz mai simt mângâiat.
vederea ta, fă-mă să înțeleg de ce azi plânge moartea după ce-a privit în ochii mei. Stele de argint luminează calea, vântul parcă a stat, nu m-a simțit, liniștită e. Astăzi seară marea, cine l-a șoptit povestea ei? Nimeni n-ar putea să schimbe viața mea. Orice s-ar întâmpla undeva, în inimă te voi păsta. Chiar dacă ai plecat astăzi din lumea mea, știu că te voi urma. Viața mea este și a ta. Ochii mei sunt luni pe ale tale noapte, mai miroși a mine, a tine mai miros. Te vom adormi mângâiați de faluri, marea ne va spune somn ușor. Nimeni n-ar putea să schimbe viața ta. Orice s-ar undeva în inima te voi păsta. Chiar dacă ai plecat astăzi din lumea mea, știu că te voi urma. Viața mea este și a ta. Nimeni n-ar putea să schimbe viața mea. Orice s-ar întâmpla undeva, în inimă te voi păsta. Chiar dacă ai plecat voi urma. Viața mea este și a ta. Tare. Mi-a plăcut foarte mult discul ăsta, pe bune, vorbesc serios, sună foarte mișto. Mă gândeam să-l găsesc și să mai import niște track-uri de pe acolo, Robert. Da, bine. Viorile sunt foarte bine scrise, foarte bine, de fapt scrise, cântate. Știi, exact așa și mișto. Uh-huh. Da, să vedem dacă mai... Hai să vedem cu tonalitățile, sunt mai multe. Da, ai dreptate. Bine, se pot, dacă nu, n-am dat-o foarte mult mai jos, după câte știu, mi-aduc eu aminte piesa asta. Da, asta că a spus ce minunată piesă, a se spune răspunul Ralucăi, e făcută ca stilistic vorbind, era foarte tare în perioada respectivă Marco Massini, în Italia. Deci un nume greu de tot, greu, și compozitor, și cântăreș, și piesele lui aveau foarte multă foarte mult dramatism, știi ce zic? Îți rupea inima și să facem și noi o piesă genul ăsta.
Era piesa Perché lo fai, se numea. Perché lo fai? Disperata ragazza mia. Era, știi? Și era la modă. Cu Sanremo, da. Cu, mă rog. Da. Era mai apropiați atunci de italieni cu muzica. Acum ne-am băgat numai cu americanii. Văd că e trep în stânga, trep în dreapta, trep în față, trep în spate. Știi ce zic? Da, da, da. Și că Gigi zice sună? Sună în mare fel, sună nenorocire, mai vorbim de fond, jale. Gigi, mă, ce mișto. Da. Ce înseamnă mai vorbi de fond? Adică să nu mai vorbim de, cum se zice, viori și de alea, știi? A. Da. Dar nu știu cine e Gigi Ibanez, mă. Păi, un prieten. Să ne, să intre, da? Să ne, da, da. Unul dintre prieteni noștri, nu poți să știm pe toți acum. Ce da. Vrei să faci? Sau poate știm, dar nu știm acum după nume. Of, poate m-a ajuns să spun și un fragment din Caruso la pian. Mamă, păi dar dacă, decât dacă ai luat lecții de pian. Nu? Au văzut că știu piesa, Perché lo fai. Da, da. Perché lo fai, nu? Cum e asta? Nu e așa, nu? Da. Disperată legația. Da. Fii atent, mai pun o piesă. Și după aia, orchestrație, cred că la asta se referă, da, la asta se referă și la piesă în general. Am găsit o înregistrare, mai ții minte, Robert, de concertul de la Deva? Acum nu știu câți ani. Foarte bun concert. Thank you.
Mai țin minte, ăsta a fost un concert foarte tare. Acolo, în parcare la Ocean sau nu știu, Real sau nu știu ce era. Da, păi au fost doi și Paraziții. Da, da. N-am mai fost la Deva de să cântăm așa în open air de foarte mulți ani. De foarte mulți ani. Cred că de când am fost cu Lidl, cred. Da. Aici o lungisem puțin. Da, da. Piața. Da, păi făcusem cu intro ăla cu publicul, dar acum na, se mai schimbă concepția, ca să zic așa. Da, m-a rugat Marius să-i punem cerul, pentru că el este, a zis că este la Lacul Mori și admiră apusul. Și dacă toți suntem la radio, cum a zis Raluca, radio e melodia preferată sau cum așa, să facem și chestia asta, nu, Robert? Normal. Din fonotecă, din către fonotecă. Lacul Mori. Se duce acum. Din fonotecă. Deci, atent, când aud asta, este exact ca la... parcă-l văd pe... cum îl cheamă? Pe Zima... Fu-șu-șu, Viorel. Ah, pe Viorel olandez? Exact. Parcă pe el, bă. S-au ascuns în umbra ta. Nu ne-am mai văzut de mult. În urma lor a rămas glasul pe care uneori îl mai ascult. Te-am visat în oglindă cum zâmbeai, cu chipul tău curat. Lumea s-a schimbat de când ne-am despărțit și mi-e greu, mi-e tare greu să uit de tine. Dacă cerul ar putea să te aducă în viața mea, aș culege în palme o stea să te am pe tine. Am să-ți
spun când ai să fii, vorbe pe care le știi, ți le-am spus și cred că vrei să le auzi din nou. Lumea mea s-a închis în clipa în care m-ai sărutat de rămas bun. Mă întreb, pedepsit să fiu eu oare, să nu te mai văd acum. Am trecut peste tot ce mi-a fost drag, dar atunci nu m-am gândit. Lumea s-a schimbat de când ne-am despărțit, și mi-e greu, mi-e tare greu să uit de tine. Dacă cerul ar putea să te aducă în viața mea, aș culege în palme o stea să te am pe tine. Am să-ți spun când ai să fii, vorbe pe care le știi, ți le-am spus și cred că vrei să le auzi din nou. Acum când noaptea vine, te vreau iar lângă mine, parfumul tău pe pernă mă răscolește. Dacă ar putea să te aduc în viața mea, aș culege în palme o stea să te am pe tine. Am să-ți spun când ai să fii, vorbe pe care le știi, ți le-am spus și cred că vrei. Să-l asculți din nou. Da. Asta a fost piesa noastră de referință, preferința celor care ne iubesc foarte mult. Și nu numai. E o piesă foarte frumoasă. Am descoperit aseară, Robert, la ora 12 noaptea, un emisiunea lui Nașu, pe care am și postat-o pe pagina mea. Și vreau să te întreb dacă ai auzit-o, dacă ai urmărit-o, dacă ai văzut ce spunea omul acolo. Păi, am mai urmărit așa din când în când, nu știu dacă pasă. Nu, nu, dar asta de aseară, de aseară, care a pus asta. Nu, deci ai postat-o pe pagina ta? Pe pagina mea, da, da. Da, o să mă uit când terminăm, bineînțeles. Te rog. Dar să știi că acum am un gol în cap. Un gol în cap? Cum adică ai un gol în cap? Nu știu de ce mă aflu aici, ce vreau da? Să zic. Am un gol în cap. Doamne. Da. Uite, e interesant, sunt curios dacă chiar oamenilor li s-a părut interesantă ora asta de 8-7 ca să facem emisiune. Sau ar trebui să mai facem un sondaj și până săptămâna viitoare. Dar ia uite-mă ce fan ești, uite, vezi? Poftim, ce ai pățit? L-am imitat pe CTP, pentru cine s-a prins. Da, da. Ce, ești fan, fii atent. Da. Este foarte bine. Și vreau să... Auzi că este foarte bine ora, probabil că e bine și pentru cei din străinătate care poate să intre. Și
Mă gândeam acum, știi că când am făcut piesa asta de la Ruși vine ploaia, ne-am gândit că, de fapt, care a fost leitmotivul piesei astea? Că noi știam atunci că tot ce e nașpa vine de la ruși, nu? Nu neapărat tot ce e nașpa, nu. Erau niște glumițe. Păi nu. Erau glumițe, dar asta a fost leitmotivul. Da. Nu. Și în momentul respectiv, era prin 98, când se vorbea despre faptul că rușii controlează sub pământ, sub pământul, și că dau bombe în plăcile tectonice și așa, și ei creează cu tremure. Au trimis niște și unde, nu știu cum. Da, 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 da. Și nu numai da, asta, dar făceau și cu ploia și cu inundații, da, care aveau da, alea care că manipulau vremea și așa mai departe și reușeau să facă ploi unde vroiau și unde nu să fie secetă, cu rachete pe care le trăgeau, nu știu cum, cu... Și făceam glume și ziceam de la ruși, de la ruși, de la ruși vine, știi? Și da. Am zis până la urmă să zicem să facem piesă, știi, de facem la ruși piesă, vine. Da. 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 Și asta a coincis cu faptul că în 1999, când noi am făcut piesa asta și am scos-o, a fost acum rușii controlează și pe aia. Da, știm, așa se zice. Și noi, ci că am putea să controlăm. A coincis cu faptul că a fost o infuzie de trupe de balet din Moldova, din Estonia, din Letonia, de fete, balerine, care veniseră da. în România pentru o viață mai bună. Pentru că veneau aici și stăteau puțin în 2-3 cluburile de noapte din București sau pe litoral vara, în care erau cluburile astea Melody sau Paradis, și plecau mai departe în Italia. Și multe dintre ele au rămas și acolo, dacă nu mă înșel. Adică au venit într-adevăr pentru o viață mai bună în România, dar au găsit-o în Italia. Și din cauza asta, versurile piesei noastre de la ruși vine fata și ploaia are legătură și cu fata și cu ploaia. Adică și cu fata de la ruși, în sensul că din partea aceea? Partea aceea și cu cele lucrurile. Pentru că cum se termină piesa? Nebunule! Asta a fost ideea ta genială, mi-a plăcut. Vine apă mare. Pe din glisando, din glisando. Da, din glisando. Da, 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 a fost foarte mișto că am pus acolo. Că e o vorbă ăla care e nebun. Da. Întotdeauna spune că el nu e nebun. Exact. De asta când te duci la doctor și spui: domnul doctor, ce crede, sunt nebun? Îți spune din prima nu, pentru că un nebun nu o să spună niciodată, nu o să recunoască că e nebun, o să spună că ceilalți sunt. Știi? Da. Și era, bine, era o șeră de râsul plânsul, cum că na, era firma la cazinou din Herculane, parcă, filmul. Bine, filmul meu preferat și nebunia mea preferată, nebunia lui Juvel. Înțeleg? Da. Uh-huh. Uh-huh. Hai să o dăm, să dăm și piesa asta, că am găsit o înregistrare tot așa mai interesantă. De la Mamaia. Vreau să vă aud pe voi numărând până la 4 în limba rusă. Se știe? Se poate? Ia! Raz! Dva! Tri! Četrne! Cum se naște un om și asta nu-mi e răsuns. Am învățat mas cum să cad din pom și de asta miercuri m-am dus. Oh, oh, oh. Am prieten, mă întreabă soi dacă bine ieși. E vremea nașpa și se așteaptă ploi, dar dacă sunt bătări furtuna, cum mi-i să mă ură.
Mai ții minte, Robert, Mamaia, 2001? Da. Auzi? Da. Nu, am început să-mi displacă chestia asta repetitiv. Dar ce tineri eram. Dar ce tineri eram. Dar și mi-a început. Da. Dacă puteți, vă rugăm să vă abțineți, că noi suntem în continuare tineri. Avem doar 20 de ani. Da, mă rog, 21 anul ăsta. Da. Stai că vrea Andrei să intre și el. Ia. Hai, salut! Bă, ce faceți? Uite, ne pregătim să terminăm emisiunea din seara asta și din săptămâna asta. Dă-ți alea mai încet acolo, că ne omori. Dă tot încet, telefon tot, să n-auzi decât pe difuzor sau pe... N-am niciun difuzor, nimic pe lângă mine. Bun, atunci e bine. E ok. Păi ce faceți? Sunteți bine? Suntem bine, mulțumim de Dumnezeu, Bodo e și el la fel. Uite, intră și bravo, Răzvan. Că am văzut acum pe pagina voastră cum că ar fi suferit o intervenție chirurgicală și atunci am să vă întreb ce faceți și dacă sunteți bine cu toții. Nu a suferit nicio intervenție chirurgicală, a fost doar o procedură medicală ca să-i pună stentul. Mă rog, procedură medicală. Da. Așa au scris ziarele, dar nu este intervenție chirurgicală, a fost doar o procedură care a permis să îi deblocheze niște vene, niște vase de sânge, nu vene, din inimă. Aha. Slavă Domnului că e bine. Da. Doamne ajută, că totul e bine. Pe Bodo vreau să-l salut în primul rând și după aia pe voi, că tot o să am timp acum să vă salut. Bodo, te ai grijă de tine. Nu știu dacă se uită, dar... Domn profesor și domn profesor, da. Dragoș, cu ochelarii amândoi așa. Și păi noi suntem... La 20 de ani, pe bune. Da. Păi da, mă, ce, la două, vrei să te arăt, doamne?
Vrei să-ți arăt oameni de 20 de ani? Auzi, vrei să-ți arăt oameni de 20 de ani, de 18 cu ochelari? Ce importanță are ochelarul? Nu ochelarul face pe om. Ne vedem marți. Da. Repetiții? Da. 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 E mai și bine, da, am vrut să vă zic că mi-e extrem de dor de voi și sperăm, sper să vă mai pot auzi. O să ne auzi, ne auzi, dar numai că de săptămâna viitoare să fie doar de 3 ori pe săptămână ca să nu plictisim oamenii. Nu, no, niciodată nu plictisiți. Să avem mai multe subiecte de discuție. Bine, boss. Bună, Raluca, da. Bună! Seriile cu dumneavoastră sunt extrem de interesante. Mulțumim! Mulțumim. Să aveți o seară bună. La revedere. Noapte liniștită. Salutări și lui Bodo. Te spune, dar cred că te auzi. Cred că te auzi. La... Da. Ce am să zic? Am să zic ceva. Am vrut să zic că am pregătit o piesă cu care ne luăm rămas. Bun că este deja 8 și 26 de minute, adică la și jumate să ieșim, ca să zic așa. Și am pregătit o piesă. Auzi ce zice Ana Maria Răzvan, când mai vine Levin, învățați-l cu tobele. Păi stai puțin, ori cu tobele, ori cu pianul, ori cu vocea, nu știu cu ce să ne mai... Și oricum mi-a zis că vrea și cu chitara, deci cum facem? Vrei să ai o umorchestră ca după aia să nu mai vină noi la, să nu mai veniți la noi să la concerte, că îți cântă Levin la toate, și la tobă, și la voce, și cu totul. Deci nu e, asta nu e o afacere. Da. Ce mă. Bine, doar da. Dacă e taxat pe fiecare instrument în parte și gata. Păi nu, nu îl tasăm, nu, păi el nu e de prietenul nostru, n-avem cum. Păi da, zic, deci n-avem nu e afacere. Deci nu e afacere, nu e business ăsta. Pentru că noi vrem să veniți la concerte, nu să îți cânte el acolo, să își face cămăruța. Da. Să avem și noi public din nou, Doamne. Da, ce bine. Da. Energie. Energie. Bine. Să ne încărcăm bateriile. Multitasking finalul. Da, slavă Domnului. Ce ai tu în spate acolo sus, că nu-mi dau seama. Discul de aur și discul de platină. E un tablou cu narcis. Narcis. Bine, e un fundal. Da, e, da. E un tablou cu narcis. Narcis, narcisistul. E da. Nu el și numai el. Ia uite mă, te întreabă Bea dacă ai făcut cursuri de fitness. Răzvan. Nici n-am activat vreodată, dar am făcut cursurile și doar atât. N-am activat niciodată. Ea e antrenoare la în an. În general n-am avut timp, iar acum când am avut timp, n-am avut voie. Da. Păi da, făceai și tu online, mă, cum a făcut toată profesorimea fitness. Am făcut online pentru mine și sunt mulțumit că am făcut pentru mine. Chiar am făcut. E bine. Sunt mulțumit de carantina asta, de rezultate. Pe o să mă duc să fac sport, să nu-ți facă griji. Toată lumea trebuie să facă sport și... Pe 15 care? Septembrie se deschid sălile sau când? Nu, acum, iunie. Da, pe da, iunie. Bine. Vrei, facem pariu? Că se știe deja, se spune. Dă-i se spune, pe Google, te rog. Hai să ajungem până pe 15, stai liniște. De ce? Se frică să mergi la sală sau doar așa? Că... Nu, dar ci că mai vine un val. Mai vine valul, valul ce se sparge de mal. Da. Da. E posibil. Au băieții, e posibil au băieții niște probleme. Da. Ai văzut, ci că, domne, o numărul mare de îmbolnăviri din ultima zi, din ultimele 24 de ore, ne îndeamnă la prudență și nu știu ce. Dar ei nu... Partea aia altă că au testat mai mulți oameni și că de fapt dacă ei procentuali sunt mai puțini decât, adică direct mai puțin decât a fost acum 2 zile sau acum 3 zile. Asta nu mai spun, știi? Spun numai că pentru că ei au testat până acum 5.000, acum au testat, nu știu, 150.000 de oameni, știi, sau gen. Și normal că a crescut numărul ca număr, dar procentual a scăzut. Ia uite, te provoacă fata asta ceva. Exercițiu de abdomen. Bă, da. Eu, asta trebuie, am o provocare pentru tine, exercițiul de abdomen. Bea, asta trebuie să faci cu el în privat, frate, că acum noi vrem să punem o melodie și să plecăm și noi la casele noastre, pentru că asta a fost ideea. Asta a fost ideea să terminăm mai devreme ca să vă puteți concentra. Orice fel de mișcare e bună pentru abdomen, iar abdomenul se face în bucătărie. Deci dieta e mult, mult, mult mai importantă decât orice fel de antrenament. Mergi pe jos, fă orice fel de mișcare, ridică-te oricum din pat și păi da, ea e în antrenare, mă, ce cum am să fac?
Ea e antrenoră de fitness de, în Londra. Păi face și ea. Vorbește ca de la trainer la trainer. Da. Da. Nu știu. Un plan. Zice, auzi și că Raluca zice că Răzvane? Auzi ce zice Raluca? Cu tine ca trainer poate că ar începe să-i placă și ei activitatea fizică. Da, dar nu vine în Italia. Nu, nu, are, e coronavirus, da. Nu știu, n-am fost niciodată în... Poate greșesc, poate. E foarte frumos în Italia. Voce nu are, chitară, praf, la pian se chinuie de multă vreme ca rusă. Voce cred că are. Păi cum? Ori are, ori nu are. A, crede că are. Ana Maria, soția lui Levin. Am, da. Da. Auzi, ia uși, că vin sus acum. Păzea, vă pupăm. Vă lăsăm în compania soțiilor, soților, prietenilor. Da. Doamne noroc. Ajută. Noroc. Scol. Băieți, scol. Ne vedem marți la repetiții. Da. Pupăm. După 3. După. Fiți binecuvântați. Amin. Nu vă faceți planuri. Rugați-vă de orice. Amin. Sună alarma și eu mă trezesc. Soarelui la ceam eu îi zâmbesc. E o nouă zi frumoasă, e firesc. E ca toate, ca toate. În oglindă văd tot ce mi-am dorit. Iar viitorul e ca și împlinit. În mare nu-mi fac eu griji de nimic. Și nimic nu îmi lipsește. Am de toate și sunt toți lângă mine. Toate în jurul meu, toate merg bine. Dacă ai fi și tu aici cu mine. Am de toate și sunt toți lângă mine. Tot în jurul meu, toate merg bine. Dacă ai fi și tu aici cu mine. La muncă avansez de când mă știi. Sunt angajatul lunii zi de zi. Nu am amici online, sunt aici cu mine, ei sunt cu mine. Îmi zâmbește toată lumea mereu. La petreceri sufletul sunt eu. Ai spune că tot universul e al meu. Și nimic nu îmi lipsește. Am de toate și sunt toți lângă mine. Toate în jurul meu. Și tu aici cu mine. Am de toate și sunt toți lângă mine. Tot în jurul meu toate merg bine. Dacă ai fi și tu aici cu mine. Dacă-i fi și tu aici cu mine, aș strânge rase de soare pentru tine. Și zi de zi, a opta minune pentru mine ai fi. Dacă-i fi și tu aici cu mine, aș strânge rase de soare pentru tine. Și zi de zi, te-aș ține lângă mine orice-ar fi. Am de toate și sunt toți lângă mine. Tot în jurul meu toate merg bine. Dacă ai fi și tu aici cu mine. Am de toate și sunt toți lângă mine. Tot în jurul meu toate merg bine. Dacă ai fi și tu aici cu mine. Am
lângă tine. Aș vrea să fii aici cu